Salutare, dragilor! Bine ați revenit la mine pe canal. Eu sunt Madalina. Astăzi am abordat așa un look mai de toamnă, deși mai am niște însciufulită puțin. Dar astăzi vreau să vorbim despre produsele pe care eu le-am terminat în ultima perioadă. Și sunt destul de multe dacă stau să mă uit bine în jurul meu. Am pus acest ruj burgundiu, așa spre roșu, pentru că dacă tot este toamnă, să avem așa o atmosferă drăguță. Și am zis că totuși să nu apar nearanjată în fața voastră, dar astăzi vreau să vă spun despre ce produse am consumat eu în ultima perioadă și ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut, dacă le mai recumpăr, părerea mea preferitoare la ele și tot ce uh, nu mi-a plăcut la aceste produse sau mi-a plăcut în mod special uh, Ideea acestui clip a venit în urma faptului că am văzut în comentariile voastre că totuși mai vreți să facem genul acesta de clipuri Deși nu știu ce se întâmplă în daily vloguri, pentru că în daily vloguri vă arăt tot felul de chestii interesante și nu sunt urmărite La fel de mult cum sunt produsele pe care eu le cumpăr, tip unboxing sau haulurile, nu sunt la fel de vizionate Dar daily vlogurile, să știți că au și ele acolo anumite produse pe care le puteți găsi, anumite locuri pe care le puteți vedea sau lucruri pe care dacă vi se pare interesant, lăsați mi în comentarii Sincer, mă gândeam dacă chiar să mai fac daily vloguri sau nu Dacă vă plac sau nu Pentru că nu sunt la fel de vizualizate Dar na, acum știți cum e Deși mie îmi plac mai mult daily vlogurile Că mi se pare că pot să vă arăt anumite părți din viața mea Pe parcursul unei săptămâni, zile, depinde, weekend Aici am așa, produse terminate Și... Haideți să încep. Haideți să începem în felul următor. Am aici un deodorant care nu mi-a plăcut deloc. Este acest tip de deodorant de la Balea. Nu persistă, nu. Sincer, transpir la fel de tale ca și la un deodorant DAV și. Deși DAV-ul mai face treabă, dar acesta deloc. Sincer, nici nu l-am terminat, nici nu l-am mai folosit pentru că e ceva rău și la mine deodorantele, dacă nu, nu, fac treabă, se simte pentru că transpir destul de tare. Avem aici o apă micelară cu acid hialuronic, cu probiotice. Sincer, s-a pus și praful de când am zis că totuși filmez acest clip. Acesta este apa micelară. Aceasta este apa micelară. Este cu ingrediente de origine naturală, dar, sincer, mi-a plăcut că îndepărtează machiajul destul de bine. Uh, și că machiajul este la apă, nu știu, eu nu folosesc produse rezistente la apă, deci nu mă privește lucrul acesta, dar, dar ca și produs, îndepărtează machiajul, nu mă ustură ochii. Uh, Curăță destul de bine, desigur că tu ulterior trebuie să curăți și cu un cleanser și îți faci rutina normal, dar ca și un produs de curățare în prim pas, face o treabă foarte bună, spre deosebire de un alt produs care nu îmi place și nu știu unde îl am, dar o să vi-l arăt pe parcurs dacă îl găsesc. Aici mai am un toner cu retinol de la Revox. Este un produs care mie în anii trecuți mi-a plăcut, doar că nu știu ce s-a schimbat de când a schimbat ambalajul, nu mi se pare la fel conținutul. Acum, nu știu, spuneți-mi voi în comentarii dacă ați pățit chestia aceasta cu acest produs, pentru că eu nu. Mi se pare că în anii trecuți, când foloseam acest produs cu retinol, acest toner, nu mi-apăreau acele mici coșulețe. Acum mi-au apărut. Nu știu dacă e de la el sau e de la un alt produs sau încă nu sunt 100% convinsă dar ca și toner mi-a plăcut și îmi place că conține și retinol și este un produs destul de fain. Ajută la îndepărtarea impurtăților și acumulării de sebum. Sunt pielea să se simtă reîmprospătată și tonifiată. Cam atât despre acest produs. Nu pot să vă spun mai mult pentru că v-am zis, mi-au ieșit coșulețe și nu, nu cred că îl voi mai recupera. Nu știu. Părerea mea, aici avem uh, o acetonă de la Ebelim, după cum ați văzut nu mai am ojă pe unghii, uh, s-a decojit, nu știu care este faza, nu știu ce se întâmplă, bine, a ținut totuși 3 săptămâni, dar uh, nu am mai aplicat pentru că se simt foarte subțiri și foarte fragile și am zis să le mai las un pic să le aplic un întăritor, să curăț cuticula, dar după ce filmăm acest clip, pentru că nu am mai avut timp și am zis tot că am zis că promit că totuși fac acest clip și tot vi l-am amânat. O acetonă de la Ebelin îndepărtează foarte bine oja de pe unghii, mă refer aici la o ojă normală, nu o ojă semi-permanentă. Mi-a plăcut, voi recumpăra acest produs. Sincer, chiar nici nu mai am, că am terminat-o. Un produs la fel care mi-a plăcut foarte mult este această cremă de la Farmec. Ei zic că ar fi o cremă anti -rid. Eu nu am luat-o pentru cremă am luat o cremă anti-rid, am luat-o pentru hidratare, cam așa arată produsul în interior, am mai lăsat puțin să vedeți și voi. Hidratează foarte bine, sincer este și profuită și vai de capul ei, dar mi-a plăcut. Hidratează bine, intră hmm. nu foarte repede în piele, dar ca și hidratare, da. Că este o cremă antirid, nu mi s-a părut. Nu cred că o cremă de pe această planetă va face ceva cu ridurile noastre, pentru că, da, Timpul trece și, ce să vedeți, apar și ridurile și nu cred că o okay, cremă rezolvă această problemă Dar probabil ajută cu timpul, dar nu le va îndepărta sau va trata ridurile sau ceva de genul acesta Aici am un deodorant de la Pharmacy mi-a plăcut, știți că eu am mai cumpărat deodorantul acesta de la ei, a făcut o treabă bună, eu nu mai, am mai plasat comenzi la ei în ultima perioadă, deci cam atât. Face o treabă bunicică, nu extraordinară. Acum, nu vă gândiți că uh, oricum este mai bun decât acesta de la Baleia, care nu face absolut nimic. Aici am o pudră de la Farmacy, care, sincer, a expirat și, în acest motiv, am și eliminat-o din make-up. Nu folosesc produsele dacă sunt expirate. Cam atât am consumat eu din ea. Este o pudră care fixează destul de bine, nu am avut problemă cu ea, dar. Uh, a expirat și din acest motiv o arunc Aici avem vestitul gel de duș pe care știți că eu l-am cumpărat și v-am arătat eu într-un hol Îmi place cum miroase, da, miroase divin, curăță bine, nu usucă pielea Per total este un produs pe care îl voi recumpăra, sincer am fost în dar nu l-am găsit nu știu de ce, probabil a fost stoc limitat La fel am cumpărat și această de loțiune de spălare fără să pun rezervă pe care o am în momentul de față în acel suport pentru să pun și face o treabă la fel foarte bună. Câteodată când nu am cleanser folosesc acest produs și pentru curățarea tenului, pentru că mi-a plăcut, nu sucă tenul și nu face absolut nimic, este pur și simplu un, o loțiune care curăță. Aici avem un alt gel de duș cu gel de duș cu magnolie și migdale care miroase foarte bine. Mi-a plăcut. L-am folosit. Doamne, dacă stau să mă gândesc, cred că mai mult îmi place acesta decât acesta. Acum mirosindu-le. Mie îmi plac gelurile lor de duș, sunt accesibile, sunt pentru absolut toate bugetele din punctul meu de vedere. Adică să dai pe un gel de duș de 300 de mililitri undeva la 6 lei, mi se pare Destul de bun. Aici am vitamina A. Primisem eu un comentariu la un clip că am un păr frumos de la o fată și îi mulțumesc pe această cale. Să știi că părul meu nu a fost așa dintotdeauna. A trecut prin multe transformări de-a lungul anilor și spun asta pentru că, doamne, am fost de la brunetă la blondă, baleaj și toate alea și roșcată și roșu închis și roșu deschis toate nuanțele de șaten, șaten deschis blond și alte alea Și ulterior am decis singurică că nu vreau să-l mai vopsesc Acum nu știu dacă mă voi ține din asta pentru că sunt foarte schimbătoare Aici am vitamina A Vitamina A pe care eu am folosit-o în rutina mea de îngrijire a părului Pur și simplu amestecam cu un alt ulei, îl aplicam pe scalp și pe lungim și stăteam o oră, două, cât făceam curat prin casă, trei, chiar și Ajută, vitamina A ajută părul, mi se pare că l-a întărit așa mai bine Aici avem o protecție solară, un SPF 50 de la Balea, care mi-a plăcut, foarte mult mi-a plăcut, sincer După ulterior l-am căutat, nu l-am mai găsit, acum am alt SPF de la Synergy Term și unul de la Altruist Și am văzut care a apărut la ei în magazin, dar este un SPF foarte fain Fluid, nu se strânge, nu face acei frecăței, cum le zic eu, peften și machiajul se așează foarte bine după această, această protecție solară, care mi-a plăcut foarte mult și v-am zis, și intră și repede în piele, adică nu-ți lasă o peliculă Aici avem, doamne, uitați cum arată, deci a stat în baie destul de mult până să filmez eu acest clip, este un body scrub cu portocale și miroase fetelor divin. Nu este foarte grunjos, adică exfoliază pielea, dar nu este cu portocală și zahăr de la Organic Shop, dar nu, nu are particule acelea grunjoase, mari, care să vă nu știu, usuce pielea sau ceva de genul acesta. În schimb, mi-a plăcut. Face o exfoliere blândă și plus că miroase foarte bine, adică da Un fond de ten care iarăși a expirat și care l-am eliminat este acesta de la Stay Mineral Cu minimizarea porilor și sebum control, ceea ce nu prea... Da, este un fond de ten mat, dar minimizarea porilor nu mi se pare așa wow Dar mi-a plăcut, am avut vreo trei din acestea Acesta a expirat și din acest motiv l-am eliminat ca și nuanță, nici nu știu dacă mai este la ei pe site, așa. Acum am un BB de la Synergy Term și o să vin și cu părere despre el. Stați așa să mă mai mișc puțin, că m-am așezat jos. Pentru că dacă stăteam în spate pe scaun, la câte produse am în jurul meu, nu aveam unde să le pun. Aici avem o mască intens hidratantă cu ulei de cocos. Deci este o mască, fetelor, am avut-o cu mine și în concediu. Deci, Doamne, miroase divin, hidratează, este de la. Nu știu dacă așa se numește brandul, Green Fields Cosmetics. Eu am luat-o din DM, DM, spuneți cum vreți, și a fost undeva la 18 lei. Ulterior nu am mai găsit-o. Mai am încă una sau nu știu sigur dacă am aruncat-o sau nu știu ce am făcut cu ea Am luat două, una pentru concediu și una pentru acasă, dar s-au terminat. Și acum am o altă mască dacă nu mă înșel, o să vă arăt eu un alt clip, dar deci lasă părul atât de moale, atât de fin, hidratat, miroase bine și îmi place foarte mult. Am aplicat-o și după șamponare și înainte de șampon pe părul uscat și face super treabă în ambele moduri, chiar foarte faină. Aici am un peeling cleanser de la Alt Verde. N-am nimic cu produsele lor, dar am mai luat eu produse de la ei și nu m-au mulțumit deloc. Nu, nu este. Nu curăță și nu nici peeling nu are. Este foarte. cum să zic eu. foarte ușor. Adică nu oferă o curățare așa mai profundă, dar ca și un produs de curățare, da, ei aici ar zice că ar îndepărta delicat celulele moarte ale piele, contribuie la îmbunătățirea aspectului acestea Nu mi se pare că am îndepărtat celulele moarte, dar o curățare blândă a făcut. Dar cam atât. Nu mi-a plăcut, nu-l voi mai recumpăra Și cu asta am spus tot. Aici am două consilere, ce să vedeți. De la Catris. Ambele miros, deci nu au două luni de când le-am luat. Hai, două, trei să zic dar unul este desfăcut și unul abia desfăcut. Ambele miroase a înăcrit. Deci cam asta este cuvântul. Miroase a acru. Și nu înțeleg de ce. Și nu înțelegeam de ce mă ustură ochii. Inițial nu prea aveam eu treaba asta cu mirosit produsele cosmetice. Pur și simplu mă, mă dădusem la ochii, mă ochii. Am zis că băi, sunt eu sensibil Am aruncat mascara, am schimbat mascara, am schimbat fond de ten, am aruncat fond de ten. Ați vedeți cât îs de așa. Dar să mă gândesc că ar fi de la concealer, nu mi-a trecut prin cap. Și mă pregăteam eu la fel într-o dimineață să mă machez și duc la nas. Și a avut un miros, băi, miroase îngrozitor. A înăcrit. Oribil. Horror. Și nu voi mai recumpăra, pentru că nu e normal ca un produs abia care este cumpărat să se prezinte așa. Deci eu mai am produse de la Catrice, dar ca acesta. Inițial îmi spusese o prietenă de-a mea, Alexandra, că a avut un concealer și efectiv mi-a foarte tare anacritul și am zis că e, da, eu folosesc, nu am nimic, nu știu ce. Și ulterior mi s-a întâmplat și mie. Știi vorba aia că uh, nu uh, crede și nu cerceta? Cam așa am pățit eu. Și da, horror. Nu le voi mai recumpăra, nu le recomand, nu știu. Uh, poate sunt persoane cărora le plac, mie personal nu-mi plac. Aici am o loțiune de corp, un lapte de corp cu mango. Și coriandru da, a expirat sincer, intră repede în piele, miroase bine, dar a expirat Eu nu mai folosesc produsele care expiră și a schimbat și mirosul sincer și nu vreau să-l mai folosesc Din acest motiv l-am eliminat din rutina mea, asta pentru că am greșit de-a lungul timpului și da, recunosc Cumpărându-mi foarte multe produse pentru hidratarea corpului dacă vreți, putem face un clip separat despre rutina de îngrijire a corpului, nu știu, make-up, uh, skincare, curăț de corp, ce o îngrijim în sezonul rece. Dacă vă interesează, am putea face un clip, lăsați mi în comentarii. Aici am trei uh, măști de. o mască de față și una de picioare. Aceasta de picioare, sincer, nu mi-a plăcut deloc, nu mi s-a părut că am bunătățit cu nimic aspectul picioarelor mele, să zic așa sau le-a hidratat sau nu. M-am stat cu el, dar nu a făcut nimic, deci nu o voi mai recumpăra. Pe când aceasta pentru față, sincer, mi-a plăcut. A lăsat tenul hidratat, plăcut așa la atingere, nu mi-au apărut coșuri, un produs bunicel pentru prețul pe care l-am dat. Iar aici am o mască din tot tip șervețel cu extract de ceai verde și acid hialuronic din, ce să vedeți, Tidal. Da, nu vă vine să credeți, este de la Sien, cred că așa se numește. Este o mască șervețel care mi-a plăcut. A hidratat, mi-a plăcut și cum a lăsat tenul după. Chiar foarte bunicică pentru, la fel, 5 lei, o treabă foarte bună, face la fel de bună treabă ca cele de la Garnier, din punctul meu de vedere. Adică, decât să dau 15 lei pe mască de la Garnier, mai bine dau 5 lei să-mi iau 3 Acum depinde și de ten și de multe alte aspecte. Aici am două farduri de la Moa, nu știu dacă așa se numește, de la Cupio. Sunt două farduri, nu le-am folosit deloc, decât unul dintre ele. Cam așa arată. Stați așa să le apropii eu de Cameră. Le găsit și la momentul actual pe site, doar că au expirat. Nu prea le-am folosit. Din acest motiv nu voi mai cumpăra așa de multe uh, produse pentru make-up până nu consum din ele, dar și-a schimbat mirosul, din punctul meu de vedere, aici este o problemă și sunt expirate. Cred, însă cred că sunt expirate din moment și-a schimbat mirosul un fard de piele. Da. La fel pățesc cu rubber base-ul de la Cupio, nu știu ce se întâmplă, mai mult de 3 luni nu poți să le folosești Se strâng, se fac râte, nu mai poți să le aplici pe unghii Nu știu dacă e de la formulă sau s-au schimbat ceva la ei dar pur și simplu arată groaznic pe unghii în momentul când îl aplici, chiar dacă îl agiți, chiar dacă. Deci nu. Eu am avut foarte multe produse de la ei, dar base-urile cu toate am pățit Base. Da, așa zice. Cu toate am pățit problema aceasta. Aici am un burețel pe care uh, îl arunc că este prea rigid și nu pot să-l folosesc. Un deodorant, iarăși, care mi-a plăcut foarte mult, este de la Elmi Plant cu vitamina C, cu probiotice naturală. Este acesta, mi-a plăcut. Unul de durat bunicel, pot să spun, nu rezistă 48 de ore, deci nu, asta este doar o strategie de marketing, nu are nicio treabă sau nu știu, de vânzare sau nu, dar nu rezistă 48 de ore, nu, sub nicio formă. Vă spun eu care transpir, credeți-mă că transpir destul de mult. Aici am un gel de duș, șampon 3, 1 pentru bărbați, Lugavi, nu i-a plăcut, sincer, s-a chinuit efectiv să-l termine mi-a zis că nu-i place și să nu mai recuperăm acest produs de la ei da, atât pot să vă spun, este strict părerea lui. Eu, sincer, am mai rămas puțin și azi am spălat în litiera la pisică ca să-l elimin de acolo, că nu-l mai suportam. Un produs care mi-a plăcut foarte mult este o cremă de duș. Soft cream, așa se numește, este aceasta. Un produs foarte fain și mai este unul cu un recipient maro, parcă nu mai rețin exact, dar îl am în baie și o să vi-l arăt când se va termina la fel. Așa, foarte light, foarte fine, curăță, nu... Mie îmi plac produsele lor și v-am mai recomandat eu produse de la ei. Poți putea încerca, Mirase și așa fresh, acurat, cam asta este mirosul, dar o cremă foarte faină de curățare, plus că 6 lei de acolo prețul. Apa mea micelară din toate timpurile, că din acest motiv tot le-am mai schimbat pentru că mă plictisesc la un moment dat de produse, este aceasta de la Nivea, care știți că eu am o iubire cu produsele acestea de curățare Foarte bun, îndepărtează machiajul foarte bine, curăță, nu te ustură ochii, la fel de bun ca și Elmiplantul acesta Acum am altul de la plant, știți, eu mai jonglez așa între ele, sunt produse care curăță, care îmi plac nu mă ustură ochii, mai vedem acolo. La fel un alt șampon care, efectiv, acesta nu l-am folosit deloc, e plin, adică am folosit, nu e chiar plin, e pe jumătate, nu știu dacă se vede, e cam pe aici. Șamponul acesta cu răs, mă, de ce este ceva rău, miroase, la fel de rău ca și acesta. Deci nu. La fel, curăță, părul rămâne curat, dar mirosul e ceva rău. Rău, rău, rău este pentru părul gras și subțire. Dar este, dacă suportați mirosul, curăță bine, face treabă bună, dar mirosul este horror. Deci nu pot pentru miros, deci nu pot să-l folosesc din cauza mirosului. Miroase îngrozitor. Un alt șampon fortifiant, care mi-a plăcut foarte mult și nu l-am mai găsit în DM, este acesta de la Farmec. Sincer, când l-am luat, eu l-am luat de pe site-ul lor, dar Ulterior îl văzusem și de DM, când m-am dus să cumpăr, nu l-am mai văzut și n-am mai plasat comandă pe site-ul lor, pentru că nu o să pun comandă doar pentru un șampon. Este acest șampon fortifiant pentru fortifierea de la rădăcină cu urzică, vitamina E, minerale esențiale. Foarte fain șamponul acesta. Nu mă așteptam să-mi placă atât de mult, sincer, și, și într-o cantitate destul de mare, 400 de mililitri, curăță, miroase și bine adică nu miroase a plante foarte tare, miroase așa foarte, foarte drăguț. La fel mai am încă o rezervă din aceasta, v-am zis că se folosește la noi. Un produs care fetelor. Deci stați așa să dau această cutie din fața mea pentru că că aduc aminte că mi s-a părut mie că este wow. Și când l-am folosit, pentru că am văzut la fetele din online, totul bine și frumos și curăță și de horror. Este horror fetelor, este acest cleanser balsam cu 3% squalane, care este ceva rău, adică nu face nimic Prima dată am zis, bă, ok, mi se pare mie, că nu știu eu să-l folosesc, m-am documentat după, la fel făceau și fetele ce făceam și eu Dar mie nu-mi place, efectiv, are textura aceasta de unt, teoretic dar nu mi se pare că sparge machiajul, nu mi se pare. Plus că lasă și tenul foarte încărcat, uleios, chiar dacă îl cureți, mi se pare că încă e acolo pe ten, nu știu, nu îmi place. Nici nu-l voi mai recumpăra, nici nu-l mai recomand, nici nimic. Pentru că nu este un produs. La fel, v-am zis că am două măști. Am găsit-o și pe cea de-a doua, deci ca să vedeți cât de obsedată sunt de măști de păr. În general îmi plac măștile de păr pentru că mi se pare că face o altă treabă mult mai faină decât balsamurile, pentru că sunt și balsamuri care scrie că repară, hidratează, dar nu e același lucru ca o mască pe care o aplici și stai cu ea și face treabă bună. La fel, am luat și această loțiune, este același lucru, doar că aceasta este rezervă și aceasta este cu pompiță și la fel, face aceeași treabă, curăță, îndepărtează, nu rămâne pielea uscată, nici la mâini, nici la Ten. Aici avem așa, o pasta de dinți, care bani iubim, bani urâm, încă nu știu care e treaba cu ea. Este aceasta de la un șampon care efectiv m-am chinuit să-l termin pentru că miroase foarte tare a rozmarin, fetelor. Deci eu mi-am dat seama că nu suport mirosul de rozmarin sub nicio formă. Este acesta. El de curățat curăță, dar mirosul este ceva rău. Nu că rău, groaznic. Adică e un moment în care mă spălam, mă țineam cu mâna de nas la modul ăla, dar el pe curățare face foarte bine. Adică curăță foarte bine, sebumul îndepărtează de pe scalp, eu având un păr fin, subțire și cum scalp gras, dar, da, un produs, dacă i-ar schimba mirosul sau ar face ceva cu mirosul, ar fi un produs recuperat și foarte iubit. Dar nu. L-am luat din Dr. Max. Să stăteam și mă gândeam de unde l-am luat. O cremă de corp, care la fel a expirat. Această treabă cu cremele de corp este faptul că nu trebuie să mai încumpăr foarte multe și trebuie să mă rezum la una, maxim două, pentru că ajung și să nu mai am o cantități foarte mare, pentru că ajung să nu le termin Aceasta a expirat, am primit-o eu la o colaborare cu cei de la Bastor și împreună cu Garnier Și a fost un produs foarte iubit, efectiv, dar nu am reușit să-l termin Adică este o cantitate mult prea mare de produs și nu am reușit să-l termin De mirosit și-a schimbat mirosul, dar este un produs care mie mi-a plăcut enorm, 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 enorm hidratează, intră repede în piele, absorpție rapidă, nu știu, este un produs foarte fain, dar la fel nu am reușit să-l termin, pentru că având 5-6 creme, nu reușesc să le termin și expiră. Din acest motiv mi-am setat să nu mai cumpăr creme de corp sau loțiuni de corp sau unt de corp în cantități foarte mari. Adică o să am un unt de corp și o cremă de corp și cam atât, nu mai un produs care a fost lăudat pe TikTok, Instagram și YouTube, care este horror. Deci nu vă cumpărați din punctul meu de vedere. Este un produs care nu, nu face nimic, adică este o, doar face spumă și atât. Dar nu curăță, nu îndepărtează ce este pe vasul de wc nu și cu peria și cu buretele, nu curăță. Tot de tratantul la vasul de wc rămâne lege pentru vasul de wc din punctul meu de vedere. Acest produs nu este. Este o spumă de curățare, dar este ceva rău. Alte două produse care îmi plac și le voi recumpăra, le-am primit la fel la o colaborare cu Savex și Bastor, dar sunt două produse care, da, curăța, îndepărtează, mizeria de pe haine, miros foarte bine și, sincer, chiar vreau să vi le arăt. Sincer, acestea pentru rufe albe, am avut -o niște prosapele de bucătărie. La noi, prosapele de bucătărie se fac de zici că le arunci la gunoi, în stilul ăsta. Și aveam niște pete de suc de roșii pe el ce să vedeți că le-am depărtat. Bine, erau proaste de făcut, adică s-a pătat, l-am luat, l-am băgat la, la, mașină și l-am pus cu acest savex fresh. Deci un produs care mie mi-a plăcut, curăță, miroase bine, foarte bun. Un alt produs pe care nu l voi mai cumpăra în viața mea și l-am luat din profi este acest balsam pentru haine care este îngrozitor, nu miroase nimic, efectiv îl pui degeaba în mașina de spălat. Era apă chiară, simplu. Și nu îl voi mai recumpăra. Un alt produs care mi-a plăcut, de fapt două, trei am, este acesta, Asevi, în varianta aceasta, miroase fetelor divin, divin. Eu am mai avut de la Asevi, dacă acesta, doamne, este ceva minunat, deci miroase superb, deci nu l-am mai găsit în Kaufland, că sincer chiar îmi doream să-l cumpăr, să-l recumpăr, pentru că e un produs foarte fain dar chiar vreau să mă duc să-l mai caut să văd dacă îl mai găsesc. La fel și Cocolino, îmi plac balsamurile pentru haine. E plăcerea mea să spăl haine și să le scot și să miroase așa a Cocolino, a Stevi, a balsam de haine în general. Este un produs la fel care miroase foarte bine. Tot din Kaufland l-am luat. Și ce să vedeți, este într-o cantitate destul de mare, stați așa să mă uit, că nu văd, are 51 de spălări. 51 de spălări. Iar acesta are 60 de spăluri. Da, două produse care îmi plac, și mai am încă unul de la Cocolino. V-am zis că sunt obsedată de produsele acestea pentru haine, în general. Stați că nu reușesc să-l scot de aici. Gata. Acesta acestea două, la partea de cocolino, acestea sunt cele mai faine din punctul meu de vedere Acesta pe albastru și acesta pe roz Două produse care miros minunat și foarte, foarte faine din punctul meu de vedere Ia mi-a mai aduc de miros Da, acesta este mai, mai ponderat așa față de acesta Dar, de la fel, două produse foarte fine. Rapetelor de pe dinți și 100% natural îmi place uh, la gust, mă refer că este foarte mentolată și atunci pentru mine uh, este un atun Nu-mi plac pastele de dinți foarte, foarte mentolate, mi se pare că nu, nu ne iubim așa să zicem Dar în schimb curăță și cam atât. dar nu elimină petele de cafea de pe dinți sau dacă tu ai alte probleme de îndare Acolo necesită stomatolog Un SPF care nu credeam că o să-l iubesc atât de mult este acesta de la Cosrex așa se numește, cos rex. Cos rex, cos rex, nu știu exact dacă asta e denumirea lui corectă, dar da. Eu vă spun cum se scrie. Este cu aloie, Este un SPF 50 care mie mi-a plăcut foarte mult. Intră repede în piele. Textura lui este lejeră. O aplici și ca bază de make-up. Adică eu în momentul când am SPF, SPF-ul meu trebuie să fie să se plieze foarte bine cu make-up-ul. Adică eu acum, de exemplu, sunt dată doar cu SPF și make-up. Atât. nu îmi place să fie genul acela de SPF care să stau să intre repet, greu în piele, care durează foarte mult timp, care apar coșulețe, de exemplu, sunt două produse de la care eu nu am avut Coșuri, coșulețe, nu au făcut din alea frecăței, nu s-a strâns pe față, nu mi-a lăsat peliculă grasă. Două produse care mie îmi plac foarte mult. O variantă mai accesibilă și o variantă un pic mai scumpicică. Acesta cred că a fost, eu l-am luat într-un beauty box de Penotino, parcă de Penotino, parcă de Penotino, nu mai știu, dar cred că de Penotino sigur, iar acesta este vindeme. Două variante foarte bune, din punctul meu de vedere. Și cam acesta este clipul de astăzi. Eu vă mulțumesc de vizionare, ne vedem data viitoare. Lăsați-mi în comentarii dacă ați încercat unul din produse sau aveți o altă părere despre ele. Spuneți-mi dacă e o idee bună clipul pe care vreau să-l fac cu uh, produsele de îngrijire a corpului de beauty pe scurt skincare, make-up și ce produse aș recomanda eu toamna aceasta. Și cam acesta este clipul de astăzi. Eu sunt Madalina, vă mulțumesc că sunteți aici pe canal, că sunteți alături de mine, vă pup și vă îmbrățișez și ne vedem data viitoare. Sper să ne adunăm un număr cât mai mare aici pe canal. Nu uitați să vă abonați, aveți acolo un clopoțel unde vă anunță tot timpul dacă sunteți, dacă am postat și dacă sunteți aici pe canal, când vreți voi să vă uitați. Eu vă mulțumesc de vizionare! Dați-mi un like și un follow dacă v-a plăcut de mine. Vă pup și vă învățășește. Ne vedem data viitoare. Bye bye!